start în cel de-al patrulea joc al Craiovei la turneul semifinal, divizia B masculin, turneul care se discute la Craiova. Astăzi SCM, CSS Universitatea Craiova, întâlnește pe CSS Poli Minerium Sântăriaș. Până ieri ar fi fost considerat un derby, deoarece după primele două etape, echipele din Craiova și Așa erau singurele neînvinse. Singura care rămâne neînvinse este însă Craiova, 3 victorii din 3. Și acuză și accidentarea a doi dintre jucători. Excelent acolo, Mișavici. El e principalul marcator în meciul cu Laguna. A reușit 30 de puncte în meciul cu Laguna București. Astăzi este cel care aduce primele puncte pe tabela de marcat. 5-1 de start este acela ca și în partida de ieri cu... Acum este rândul lui Milošević să marcheze primele două puncte. Anume Vladimir Milošević, Alexandru Lechic, Elvis Lepădat, Gabriel Andone și Miloš Nișavić. 4-0 pentru Craiova, bază Craiova a solicitat acest timeout, 43 de secunde până la finalul acestui sfert, un sfert de vis până în 29-6. Am văzut cât de bine pot să facă faza defensivă craiovenii, 6 minute, n-au primit niciun punct. Cel mai reușit sfert din tot acest turneu până acum. La 34, la 39 au ajuns la scorul de 63 la 45, 18 puncte diferență între echipa Craiovei și echipa Iașiului. Timp pentru un atac, mai sunt 10 secunde. Vedem pe Lechic, pătrundere la Milošević și coș, 33-6, final de sfert. Superb acest sfert. Combina mult și fac foarte bine craiovenii. 3 puncte Lechic. Lechic adună 24 de puncte marcate astăzi. Poate pentru doar pentru a trece de granița celor 50 de puncte, 82 la 50.